Bun găsit, dragi copii! Cu toții așteptăm cu nerăbdare una dintre cele mai frumoase sărbători, Crăciunul. Unul dintre cele mai cunoscute personaje din preajma Crăciunului, Grinch, este subiectul multor povești scrise, poezii, desene sau chiar filme. Voi îl veți studia la școală. Grinch este o ființă morocănoasă care trăiește de peste 53 de ani într-o peșteră împreună cu cățelul său Max. În fiecare an asistă la pregătirile de Crăciun ale locuitorilor din Cinești. Multe cadouri, zgomote, mâncare, cântece și dans, toate acestea enervându-l foarte tare. Așa că, în mintea lui, încolțește gândul de a-i face pe oameni să înceteze. Costumându-se în Moș Crăciun, acesta le fură tot ce pregătiseră. Să știți, copii, că nu se știe exact motivul pentru care acesta detestă Crăciunul, dar putem presupune, din felul în care este prezentat de autorul Teodor Seuss, că acesta probabil se simțea singur și trist. Se spune că inima lui era mică, însemnând că sentimentele lui bune, cele de iubire față de oameni, încă nu au ieșit la iveală. Astăzi vom învăța să formulăm opinii, păreri în legătură cu personajele întâlnite. Haideți să citim una dintre strofele poeziei. A urcat cu încărcătura până în vârful unei stânci, locul ideal de unde în fundul râpei s-o arunci. Grinch fredona: va vedea acum oricine că s-au bucurat degeaba. Azi Crăciunul nu mai vine. Haideți să analizăm cu atenție faptele personajului, atitudinile, gesturile sau vorbele. Apoi vă puteți ajuta de cuvintele de mai jos pentru a formula propria opinie. Eu cred că, consider că sau părerea mea este. Să observăm un exemplu. Eu cred că Grinch se simțea singur și de aceea a încercat să se răzbune. Părerea mea este că dorea să atragă atenția oamenilor. Eu consider că nu a procedat corect luându-le tuturor cadourile. Dacă analizăm vorbele lui Grinch, observăm că acesta dorește să atragă atenția oamenilor. S-au bucurat degeaba exprimă nefericirea lor când vor descoperi că le vor lipsi cadourile. Părerea mea este că Grinch crede că poate opri Crăciunul aruncând toate decorațiunile, mâncarea sau brazii. Acesta se bucură deoarece este convins că în acest an va fi liniște. Încercați și voi să analizați atitudinea lui Grinch din versurile de mai jos. Formulați în scris propria opinie în legătură cu personajul principal. Și din clipa în care în piept inima i-a fost atât de mare, a împins Ania spre sat pe neaua lucind în soare și a dus totul înapoi, jucării, braz și mâncare. Și chiar el a fost cel care i-a servit pe fiecare.
puteți să vă verificați împreună cu mine. În mod evident, felul în care îl privim acum pe Grinch s-a schimbat datorită atitudinii și a faptelor. Acesta înapoiază cadourile și își dă seama că a greșit. A dus totul înapoi înseamnă că regretă ce s-a întâmplat. Iar inima i-a fost atât de mare semnifică schimbarea de comportament, faptul că devine mai bun, mai generos. Iată o opinie personală. Cred că Grinch regretă ceea ce a făcut și își recunoaște greșelile. Faptul că el returnează cadourile, brazii și mâncarea îl face să fie mai bun și generos. Inima lui, plină de ură față de sărbătoarea Crăciunului, acum se transformă într-una plină de iubire. Acesta realizează, în finalul povestirii, că oamenii nu au nevoie de cadouri, decorațiuni, pentru a fi fericiți de Crăciun. Simplul fapt că sunt împreună îi fac să se simtă fericiți. Sper că ați înțeles cum trebuie să formulați propria opinie în legătură cu anumite personaje. Pe curând, dragi copii!